ascultă rugăciunea. Chiar dacă suntem la o seară de tineret, vreau să zic din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze părinții noștri. Amin. Cred că mulți dintre noi suntem aici datorită faptului că ei s-au rugat cumva pentru noi, că au mijlocit pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Vreau să vă încurajez și să vă spun, dacă mai aveți pe cineva pentru care vă rugați, nu încetați că Dumnezeu să vă răspundă. Dacă sunt în seara asta, în locul ăsta, dacă vă slujesc, este datorită faptului că părinți ca și dumneavoastră au înțeles că Dumnezeu răspunde la rugăciune. A fost momente în viața mea care am zis, nu vreau să am nimic de-a face cu Dumnezeu. Nu mai vreau pocăință, nu mai vreau să știu de pocăiți. Am zis, Dumnezeu poate vă iubește pe voi cumva, dar pe mine nu mă iubește. Am zis, Dumnezeu are ceva împotriva mea. Și am dat seama că așa era. Pentru că am găsit numai cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu stă împotriva celor ca și mine, cum eram atunci. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Aveam harul din partea Dumnezeu să slujesc, să duc o viață curată înainte de Dumnezeu. Să vă ce grozavă, sigur. Așa da. Așa trebuie să fiți și voi. Dar voi de ce nu puteți? Și Dumnezeu a zis, nu, prea mare e bagajul ăsta. De mândrie, am să-l iau. Și au fost momente grele pentru mine. Dar e bine să renunțăm noi la așa ceva decât să ne ia Dumnezeu. Dar datorită unor oameni speciali, spuneam prieteni de aici, din Argan, Ovidiu, ne rugăm pentru tine. Băi, oameni buni, ne vă ascultă Dumnezeu. Faceți voi ceva mai bun în timpul ăsta. Dar au fost oameni care au înțeles cât de importantă e mijlocirea înaintea lui Dumnezeu. Și datorită lor și harului lui Dumnezeu sunt în locul acesta și pentru asta binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și întărit să fie cer ca cei care mijlocesc. Vreau să ne rugăm pentru cei cu probleme, pentru cei care mai mijlocesc, care au durere în sufletul lor. Dumnezeu cântărește durerea noastră. Ascultați, vă rog, în Ieremia 31, de la 16 la 20, ascultați, vă rog, sentimentul lui Dumnezeu pentru noi, inima lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, că ștruga îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Aud pe Efraim bocindu-se. Ai pedepsit și am fost pedepsit ca un jug nedeprins la joc. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, că tu ești Domnul Dumnezeu meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulta. Sunt rușinat și roșu de rușine că-ți port o cara tinereții mele. Și ascultați, vă rog, inima lui Dumnezeu. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine? Căci când vorbesc de el, mi-aduc aminte cu cingășie de el. De aceea îmi arde inima în mine pentru el. Și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Vrei să fie Domnul. La începutul anului 2012, în biserica Alfa și Omega din Lerida, Dumnezeu ne vrea amintea prin slujitorii Lui. Am promis că o să fac în mijlocul vostru semne și minuni. Și eram încurajați, spunea tânărul respectiv, nu mă uit la slujitori. Vă cunosc, sunteți din biserică. Sunteți oameni pe care vă iubesc, dar când mă uit la promisiunea asta făcută de Dumnezeu pentru treaba biserică, uit la Dumnezeu care poate. Și dacă o să fie ceva în mijlocul bisericii, pentru că avem un Dumnezeu puternic să fie Domnul. Și vreau să fiu o încurajare pentru cei care vă rugați. Aveți cauze, am văzut că și la dumneavoastră sunt oameni care așteaptă intervenția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun despre un Dumnezeu care este actual. Un Dumnezeu al anului 2012. Un Dumnezeu actual al anului 2013. Vreau să vă spun că un Dumnezeu a făcut o minune chiar în casa noastră, în anul trecut. În 2006 mi s-a născut o fetiță și pe la vreo 7-8 luni a început să slăbească, a început să nu asimila mâncare, orice mânca, îi mergea burta cu mama. Eram necăjiți, am început să ne rugăm, am zis, facem la noi casă două săptămâni, post și rugăciune. Să vedem ce avem de făcut. Pentru că nu are cum să aibă bine copilul ăsta care are numai câteva 7 luni. Dar să știm care e partea noastră. Vrem să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să intervină. Ne-am rugat și am avut o experiență frumoasă. Au fost două surori din biserică care au fost în fiecare seară cu noi.
Ne-am încurajat și așa de frumos ne-am vorbit despre Dumnezeu care are putere, Dumnezeu care îi pasă de noi. Am mers după aceea în România. Înainte de a merge în România, am mers într-o seară la urgență și am necăjit, ați Doamne, iarăși la urgență cu fetița. Și ascultați cum a lucrat Dumnezeu. În seara asta, în seara aceea a venit un specialist pentru copii și a zis, măi, fetița asta are ceva. Dar mi-a zis ceva probleme de răceală. A zis, eu cred că e seliacă. S-au făcut analize, s-au făcut studii și s-a descoperit o boală 1% din populația Spaniei oare, feliachia. E alergică, era alergică la o proteină din gluten, glutenul. Nu putea asimila. Zicea, ca să înțelege mai bine, spunea medicul, stomacul ei, mucoasa ei, un fel de spirală din asta. Ei, când intră în contact proteina asta, glutenul cu stomacul ei, mucoasa ei devine ca un tub în care mâncarea trece, nu asimilează nimic. A slăbit așa de mult. Și am mers la specialistă și mi-a zis, da, asta e boala ei. Am mers în țară la un om al lui Dumnezeu și i-am zis, acesta e omul lui Dumnezeu. O să ne spună Dumnezeu ce ar, nu spune noi să ne rugăm. Și așa a fost. S-a rugat fratele pentru fetița noastră și a pus mâna pe cap. Și în câteva secunde Dumnezeu a descoperit că problema ei nu era la cap, era la stomacul. Și a pus mâna și a zis, Dumnezeu va vindeca. Slăbiți să fie Domnul, a crezut. Am mers la specialistă, pentru că la fiecare copil, din asta este o specialistă care în fiecare an îi face analize, scoate cum evoluează și am zis, Doamna Doctor, nu suntem pocăiți. Noi credem în Dumnezeu, acolo scrie Biblie, că sunt oameni pe care Dumnezeu vorbește. Am mers la un om special, mine a dus ce boală are și ne-a descoperit Dumnezeu care e boala asta și că Dumnezeu vrea să o vindece. Ca să zic, bună iluzia asta voastră. Bun să credeți în ceva. Vă ajut, o să vă ajute. Dar, zice, vă zic că ăsta în niciun caz nu există. Domnule, și-am văzut și cancer, domnule, care a avut și le-au trecut. Dar zic, boala asta e de viață. Tratament de viață. Am zis, doamnă, doctor, ce înseamnă să avem credință? Nu noi, că noi acum ne cam știm fiecare. Dar am zis, doamnă, doctor, atunci, fetița asta o să fie primul caz să o vedeți de boala asta că se vinde. Dumnezeu o lasă credința noastră, chiar dacă mai micuță. Dar spuneți-o cu autoritate, Dumnezeu are putere. Slăbiți să fie Domnul. Mă rog, s-a dăturit, acum așteptăm să ne cheamă, să-i spunem. Tot așteptăm în sfârșit și ne cheamă să arătăm. Ați văzut, doamna doctor, ne-am bazat pe noi. Noi știm de un Dumnezeu care are putere. I-am spus fetiții, măi, mi era greu. Toată lumea a mâncat ciocolată și tati, asta are gluten. Da. Asta era de sensibil încât o zis, doctorița, măi, când tăiați pâine cu cuțitul vostru, spălați-l și apoi tăiați pâinea ei, că se transmite și s-ar putea să aibă probleme. Era atât de sensibilă, învățat de mică, toți copiii mâncau ceva și ea avea biscuit special și pâine special și nu era greu. Dar am înțeles că Dumnezeu ne îngrădă pe aici și nici financiar nu ne mergea pe mine, Doamne, dar tu le știi toate astea. Nu că n-am cheltuit la început, Doamne, dar astea-ți mai spune toate astea, dar tu știi problema asta. Și ne-a dat Dumnezeu pace, cum se spunea dimineața, și Doamne, dacă ăsta e planul tău, vrem să trecem pe aici. Dacă vrem să-ți proslăvești un nume. I-am spus ei, măi, ce zi? Tu ești bolnavă, dar Dumnezeu nu auzi când te vine. Tu crezi lucrul ăsta? Cum să nu da, eu cred. Anul trecut au venit frați din țară, trimiși de Dumnezeu la noi și am avut un har special acolo și eu ieșeam la ungere cu fetița de multe ori. Numai că în mintea mea, în subconștientul meu, mă gândeam, măi, pe fetița asta, eu cred că Dumnezeu vine. Deja ne-am obișnuit un pic, am zis că o să fie mare, așa, 18-20 de ani. Ca Dumnezeu să o vină și ea să mărturisească, să spună ea ce a făcut Dumnezeu, să facă mărturie. Ei, Dumnezeu avea un alt plan. Dumnezeu avea toată fetiții, ei trebuie să mărturisească. Și astă vară au venit frații ăștia la noi și ne cunoșteau și stăteam cu ea în brațe, stăteam. Chiar a fost o împotrivire. Și asoția, nu s-o trimit de acolo la tine. Nu a fost să meargă. Mă zice, cum să nu meargă? Fetița asta cu asta e ascultătoare. Zice, tu de ce zici să te rogi? Să rogi și pentru tine, frate. Nu mă duc, cum să plângă. S-o gândi soția, mă, cred că Dumnezeu are un plan. O trimis-o pe mine, plângând acolo la mine. Mă așteptam să mă cheame frații și cu ea în brațe, să roage, să ne facă mulțumirea și s-a întâmplat diferit. O zice, Jesse, hai în față. A zis, crezi că Dumnezeu te vinde? Și o zice, da, cred! Și s-a rugat pentru ea și a zis, frații, o zic, frații, măi, încercați să vedeți, dați-i ceva cu glute. O, Doamne, a zis, lui, da, soția a bucurat și a dat din mâncare. Și am întâlnit cu frații și a zis, frate, i-am dat să mănânce. Era foarte sensibil, m-a încercat toată înainte și a fost dezastru. Și au zis, frate, am dat să mănânce și n-are nimic. Măi, trebuie să aveți credință. Zice, adunați-vă în familie, rugați-vă, puneți numele Domnului peste voi și credeți în vindecarea care o poate da Dumnezeu. Amin. Pentru că Dumnezeu mă credința soției i-o mai dat. După câteva zile, eram și acolo acasă cu ea și i-am dat ceva pâine, mâncat și zice, tati, e rău,
faia, am înghețat. S-a oprit inima, am zis, bom, ce s-a întâmplat? Dar Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Fetița au fost vindecate de Domnul. Pentru că, spune în psalm, i s-a mărit faima lui Dumnezeu prin împlinirea făgăduințelor sale. Ăsta e Dumnezeu nostru, care e bază din noi. Nu ne-a uitat. M-a întrebat cineva și zice, băi, Ovidiu, mă gândesc, oare, cum ați postit voi, cum v-ați sfințit în Dumnezeu? Și am zis, frate, dragi, eu surprins Dumnezeu. Nu că am făcut noi ceva. E harul lui Dumnezeu. Mi-am zis și am crezut din toată inima că Dumnezeu o să lucreze. Și așa a făcut Dumnezeu. Pentru că ăsta e Dumnezeu care zice că dacă te apropii după El, de El, trebuie să crezi că este, că există. Și că răsplătește celor care îl caută. Suntem oameni care îl căutăm pe Dumnezeu? O slăvit să fie Domnul, mă bucur. Dumnezeu se bucură de o biserică care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Și vreau seara asta să ne rugăm pentru cauzele care au fost afișate. Vreau să mergem înainte lui Dumnezeu care are putere. Că nu suntem orice, suntem copiii Lui. Când spunea Domnul Hristos despre vătva săracă și acel judecător netrept, spunea Dumnezeu, când aveți o cauză, chiar la început spunea, voi trebuie să vă rugați și să nu vă lăsați. Nu vă va face Dumnezeu de tale? Voi care sunteți aleși Lui? Negreșit că ne va face, amin? Dar trebuie să avem credință în Dumnezeu. Haideți, vă rog să stăm ridicați pe picioare și cu credință să mijlocim înaintea Dumnezeu și să-i mulțumim că El o să facă semne și minuni în viața noastră. Pentru slava și gloria numelui Său. Amin.